Dragii mei, trebuie să încep printr-o scurtă spovedanie. Când am prezentat La Umbra Imprevizibilului, cu privire la cartea lui Iona, când am prezentat predica aceasta, am crezut că este o predică, este o singură temă legată de Imprevizibilul plantei la Umbra căreia stătea Iona și. Necesitatea de a sta la umbra celui atotputernic, nu la umbra unei plante imprevizibile, care. <coughs> Iertați-mă, care a crescut și s-a oscat. Deci, așa am gândit. Când am uh, îngenuncheat și am cerut la Dumnezeu să-mi lumineze sufletul și viața, să pot să înțeleg aceste lucruri cu care voi veni înaintea noastră, m-am pomenit într-un uh, uriaș complex. Așa cum n-ai putea să-ți dai seama de o navă uriașă, de complexitatea ei, mii de camere, de motoare și de tot ce este acolo, e aproape imposibil. Așa, așa m-am trezit în mijlocul unei inimaginabile complexități de natură spirituală, dar și practică a vieții de fiecare zi. Imediat ce am ieșit la ușa Bisericii după această predică am fost întâmpinat de o persoană iubită de biserica noastră, care pune mult suflet în ascultare și care era literalmente agitată și înspăimântată, spunem de ce l-a mai ales Dumnezeu pe omul ăsta dacă omul ăsta se purta așa? Și am răspuns că a fost răul cel mai mic și că noi suntem mult mai jos decât omul ăsta, de aceea n-a putut să găsească pe unul dintre noi și le-a luat pe omul ăsta, pe Iona. A doua întrebare din partea dumnei a fost, frate, îmi parcă îmi bate inima, crezi că a fost mântuit până la urmă? Având în vedere faptul că odată în pântecele peștelui a gustat pocăința și a exprimat pocăința, cred că s-a a -a întors înapoi pe drumul acesta al pocăinței, așa cum s-a întors și Iov, așa cum s-au întors, s -au întors toți ceilalți mari oameni lui Dumnezeu, care au stat pe pământ ca reprezentanții ai lui Dumnezeu și au sfârșit într-o adâncă pocăință. Mă gândesc la pocăința lui Ioan Botezător, botează-mă, am nevoie să fiu botezat, sunt un tâlhar de rând, sunt un păcătos de rând. Sunt unul dintre cei care vin să se boteze aici, botează-mă tu, a spus el a sfârșit în această pocăință. Am primit o de asemenea o scrisoare în care mi s-a spus, mi s-a prezentat raționamentul unei persoane cu privire la iertare și mi s-a spus, domnule, este absolut foarte grav faptul că prin iertare se acoperă crime ca acestea sau crime ca ale lui Hitler, renumiți că Dumnezeu iartă și așa cuvântul ăsta stați. Cu cuvântul acesta acoperiți toate astfel de lucruri. Nu este niciun fel de dreptate. Nu e drept ca un astfel de lucru să fie iertat. Cineva care a omorât pe altcineva nu poate fi iertat. Omul acela nu se mai întoarce din pământ. Prin harul Bunului Dumnezeu și cu rugăciunea voastră, m-am gândit sufletul meu că poate datorită acestui lucru m-am pomenit într-o așa uriașă. Pădure, livadă de lucruri de neimaginat duhovnicești din cartea lui Iona, m-am gândit că are legătură sigur cu rugăciunea voastră. Nu o singură persoană mi-a spus lucrul acesta, că se roagă în mod serios pentru cuvântul acesta. De altfel, este și rugăciunea lui Pavel. Rugăți-vă și pentru mine să-mi dea Dumnezeu cuvânt când voi deschide gura. Nu să dea vorbe, ci să-mi dea cuvânt cu când mare. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată, și stăm înaintea Ta cu încredințarea că ne vei călăuzi și ne vei ajuta, Doamne, să putem împlini chemarea și să răspundem chemării pe care ne-ai adresat-o, să împlinim lucrarea și să răspundem chemării pe care ne-ai adresat-o și... Te rugăm ca astăzi, în mod special, să ne conduci, Doamne, în acest cuvânt inimaginabil pe care le-a lăsat aici, dialogul tău cu ființa umană, cu sufletul nostru pornit împotriva căilor tale. Rămâi, Doamne, lângă noi prin Domnul Isus. Amin. Așa că tema de astăzi se numește Doamne, ți-ai dat cuvântul. Personal, nu știu dacă poate fi o lovitură mai grea pentru sufletul meu, decât să mi se spună că într-o anumită împrejurare ți-ai dat sau v-ați dat cuvântul pentru treaba aceasta. Simt în suflet această adâncă lovitură atunci când viața tinde să, să calce cuvântul care a fost dat. Călcătorul de cuvânt n-a învățat nimic de la Dumnezeu, dar se pare că Iona este într-o situație în care crede că Dumnezeu este un călcător de cuvânt. Vom merge împreună în cartea lui Iona și la capitolul 4. Vom afla care este lucru care n-a plăcut lui Iona și care nu-ți place ție și mie și firii pământești în general. Vom afla care e lucrul acela care nu place. La o privire superficială, noi am dat pe seama naționalismului lui, pe seama denominațiunii lui că era evreu și exclusivismului lui, numai ei sunt mântuiți, numai ei au adevăr, Dumnezeu nu are pe nimeni decât pe ei nu mai sunt ei ai lui Dumnezeu, el al lor, e proprietatea lor, deși ei proclamă că Dumnezeu este al întregului pământ, dar nici poveste să ia seama la ce se vorbește. Și am aruncat, deci, superficial, fel de fel de motive. Apoi am zis că e problema uh, personalității și eu-lui lui și... Uh, am și aflat în prezentarea precedentă o definiție așa a eului. Eu este sinele demonizat, atunci când, când, e, când Sinele e făcut un idol, un om se închină la ideea lui, la poziția lui. Am spus toate aceste lucruri. Dar scriptura, în Ioan, capitolul 4, indică absolut limpede și clar spre motivul mâniei lui Iona. Versetul 1, capitolul 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. S-a mâniat. Care-i lucru, frate? Și atunci, la cuvântul acesta, lucrul acesta, am pus noi fel și fel de teorii mai mult sau mai puțin apropiate de adevăr. Dar să nu ne depărtăm de Scriptura. Să ne învățăm să nu trecem peste acest scris, ne-a învățat Bunul Dumnezeu. Nu pentru că eu lui se manifestă aici, nu treci peste ce am spus eu, așa am zis eu, a zis. De ce a întrebat copilul și mama? A zis, fiindcă am zis eu. Eu, da, și copilul a învățat eu de la mama. Nu e vorba de așa ceva aici, ci când îi se spune să nu treci peste ce scris, înseamnă să rămâi la ce scris atunci când vorbești despre ce scris. Nu este cazul să inserezi contribuțiile tale, să încerci să îmbunătățești cumva căile lui Dumnezeu. Iată! Mânia lui Iona nu are de a face nici cu cetatea, nici cu Israel, nici cu denominațiunea, nici cu eu lui personal. Toate acestea sunt factori în această, în această ecuație, dar nu acesta e motivul. Mânia lui este legată de faptul că Dumnezeu s-a căit și n-a mai făcut ce a zis că va distruge cetatea. Când Dumnezeu a văzut că ei se întorc înapoi, atunci în, versetul 10 din capitolul 3, când Dumnezeu a văzut că ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărese să li l facă. Acesta e versetul cu care încheie capitolul 10. Dumnezeu s-a căit. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Dacă era altceva, cum altfel, Iona nu ar fi avut probleme cu, Salvarea cetățenii nimene. Nu putea fi acest monstru care se bucură de rău din lume, fiecare nenorocire, ah, vine gata, vine C -c -c cât mai multe nenorociri pe lume, cât mai repede, ca să. El, el nu este acesta. El are această cea din tâi, mare, mare problemă. El este un literalist și este un fixist. Dar, în relația cu Dumnezeu, literalismul și fixismul, se dovedesc ca fi cancerul sufletului. Ele, devin, ele sunt produsul mândriei omului, care derivă din idolatria eului. Am zis la un moment dat, am făcut o mărturisire de credință, o biserică sau un papă sau un președinte sau cum mi-a și spus cineva, deci o hotărâre odată votată, aici este definitiv. Și zic, uite, au fost voturi chiar în dreptul lui Dumnezeu, și zic că s-au produs mari schimbări. Și zic că ar fi cazul să nu încercăm să pictăm un Dumnezeu care nu este. Iona era un literalist și era un fixist. Și în mintea lui, Dumnezeu trebuia să fie legat cu lanțul propriului său cuvânt. Nu cu motive rele. El se temea pentru două mari e, lucruri, și anume că iertarea, așa zisa, iertare a păcatului celor din Ninive va face loc unui păcat și mai mare, ca întotdeauna se întâmplă așa. Și al doilea lucru de care se temea el era, asemenea lui Moise, reputația lui Dumnezeu. Ce o să zică lumea când tu ai spus 40 de zile și Ninive nu va mai fi? Mi-aduc aminte de atâtea prezentări pe care le-am auzit în viața mea legate de viața acestui trimis al lui Dumnezeu și când privești la Dumnezeu, te zmerești și zici, Doamne, cât de bun ești cu fiecare dintre noi, cum de... nu cum l-a luat pe Iona și l-a trimis. <laughs> Vreau să-i spun prietenilor, cum te-a luat pe tine, de te-a trimis -a ta Și cum m-a luat pe mine, de m-a trimis. Aceasta ar fi mare întrebare, nu cum l-a luat pe Iona. În orice caz, el spune că Dumnezeu s-a căit. Acum, dacă binevoiți, prietenii mei iubiți, am făcut un pic de cercetare asupra acestui cuvânt, Dumnezeu s-a căit. Și așa cum am obișnuit, și dragostea mea pentru voi și dorința de a sta înaintea lui Dumnezeu senin în ziua aceea mă face să să mă uit după cuvinte, să nu înțeleagă prietenul meu greșit lucrul acesta. M-am uitat după cuvântul acesta, Dumnezeu s-a căit. A se căi, a se pocăi, nu poate să corespund decât omului. Dumnezeu nu are cum să facă o greșeală și apoi să se pocăiască, să se căiască. Ia uite, mă, ce era să fac. <gânt> și atunci s-a căit. Cuvântul original a fost tradus copilărește. S-a pocăit. Dumnezeu nu se pocăiește. Nu există pocăință la Dumnezeu. E adevărat că acesta a fost șocul Ioan Botezătorul în Iordan, în apă. A zis, nu se poate, tu să iei botezul pocăiție, dar cum se poate așa ceva? Nu a spus Isus: eu iau botezul acesta în locul tuturor care își vor pune vreodată încrederea în mine și în botezul pe care l-am avut eu. Așa că noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în botezul nostru, pe care este marcat de diverse lucruri, ci stăm înaintea lui Dumnezeu în botezul lui Isus, Doar atunci are inima pace, atunci se odihnește. Astfel, cuvântul acesta, pocăi, Dumnezeu s-a căit, înseamnă a răsuflat ușurat. Înseamnă ofta a respira adânc, a suferi, a mângâia și a consola pe cineva și înseamnă a-ți a plânge sufletul, a-ți pare rău, a-ți fi milă, alături de acela care suferă mizeria păcatului. Aceasta înseamnă acest pocăit. Dumnezeu a suferit cu suferindul și Dumnezeu s-a bucurat cu cel ce s-a bucurat ca a scăpat de la moarte. Aceasta înseamnă Dumnezeu s-a pocăit. Mai întâlnim și în Genesa 6, mai întâlnim câteva aspecte de genul acesta. De, la capitolul fixism, sunt oameni care, așa cum Citeam, ei au trasat deja un drum celui prea înalt și au pretenția ca el să vină pe drumul acesta. Același lucru au făcut cu venirea mântuitorului nostru. Ei aveau deja harta făcută pe unde trece, la ce oră, ce se întâmplă, absolut tot. Și când nu a corespuns așa, în locul acela, oamenii au rămas total răzvrătiți sau răzvrătiți sau revoltat împotriva lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu s-a închinat la idolul aranjamentelor lor teologice, cum trebuie să arate Mesia, pe unde se meargă și așa mai departe. Se ridică întrebarea, dacă, dacă Dumnezeu totuși a avut milă de oamenii aceștia, atunci mai putem spune că este drept? Iubiții mei, poate dezbatem într-un studiu viitor tensiunea aceasta satanică pusă între har și lege, între dreptate și bunătate și expresia aceea demonică, Dumnezeu e bun, dar și drept, arată că ar avea două naturi, de fapt, ar fi dual, ceea ce nu este adevărat cu privire la Dumnezeu, este unic, Dumnezeu este iubire. Și este, el este drept pentru că iubește și el iubește pentru că este drept. Acestea două nu pot fi niciodată despărțite, cu atât mai puțin puse în tensiune. Atâtea studii inutile au fost, timp inutil a trecut pe acolo. Se ridică întrebarea, bine, bine, planurile lui Dumnezeu, care nu cunosc nici grabă, nici întârziere, mai sunt planurile unuia în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, dacă s-a întâmplat așa la Ninive, da. Planurile lui Dumnezeu sunt aceleași, sunt neschimbate, sunt eterne ca și Dumnezeu, dar o situație ca aceasta ne arată nouă că Dumnezeu simte împreună cu noi, trăiește viața pe care o trăim noi și a spus lucrul acesta în cuvinte clare când s-a -a referit la Israel în Egipt spunând îi cunosc suferințele, îi cunosc, nu înseamnă am aflat de la știri, înseamnă îi trăiesc suferințele. Pe baza aceasta el a spus și va repeta în judecata eternă când ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut în gradul acela a trăit Dumnezeu, bineînțeles la o scară mult mai înaltă, pentru că niciodată nu o să putem noi să ne identificăm cu suferința copilului nostru, cum se identifică Dumnezeu cu suferința noastră. Acest lucru a fost, deci, mânia lui Iona împotriva, împotriva acestei aparente schimbări a planului lui Dumnezeu, izvorat din necu, din ignoranța lui cu privire la Dumnezeu. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu, avea ideea aceasta, era un om credincios idei lui despre Dumnezeu, dar personal pe Dumnezeu nu l-a cunoscut. Dacă l-ar fi cunoscut, el ar fi repetat cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu despre sine însuși. Noi nu avem nevoie să întrebăm pe Iona cum e Dumnezeu sau pastorul de la biserică sau preot. Trebuie să-l lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. El spune așa, el este milostiv, îndelung de răbdător, bogat în bunătate, iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Păi despre ce Dumnezeu te super, frate? Dacă acestea, cuvinte, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu despre sine, Poate cineva să umble acolo, să schimbe ceva cu privire la Dumnezeu? Nu, nu este cazul. Dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Acum trecem deci la această a doua parte care ne preocupă. Ce presupune iertarea? Îngăduiți-mi să repet înaintea voastră ceea ce am vorbit într-un studiu biblic aici la biserică. Nu există iertare. Iertare nu există noi folosim un cuvânt, iertare, cuvântul acesta, Biblia e plină de el, folosim cuvântul iertare fără să ne oprim vreodată să înțelegem ce înseamnă de fapt iertarea. Spun, nu știu câte oară că l-am oprit pe băiatul acela să-l întreb ce înseamnă în jurătura lui de Dumnezeu. Ia, oprește-te încet și zi, zi mie ce ai spus că vrei să-i faci lui Dumnezeu când în jur de Dumnezeu. Omul atâta s-a speriat de propria lui înjurătură. Acum noi zicem iertare, iertare, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, aveam o rudă care drăcuia și după cei care drăguie Doamne, iartă mai erau legate amândouă una de alta. E o pierdere cumplită dacă nu, dacă nu, ne oprim o clipă și să primim lumină de la Dumnezeu. Ce înseamnă iertare? Ce înseamnă iertarea cetății Ninive? Păi bine -a zis Domnul care ne-a ne scris ne-a spus cum poate fi cineva care a omorât pe cineva, poate fi iertat. Omul la din pământ mai vine înapoi după ce a fost Abel, mai vine înapoi după ce l-a omorât Cain. Eu știu că îl protejează Dumnezeu pe Cain, să nu-l omoare nimeni, dați-i timp de păcăință. V-a pus un semn de protecție asupra lui, știu lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că omorirea lui Abel nu este crimă, nu e vărsare de sânge. Biblia i-a spus clar, sângele fratelui tău strigă din pământ la tine. La Dumnezeu nu este confuzie în acest lucru. Dar într-un, așa în scurte cuvinte pentru timpul care îl avem noi alocat cu această ocazie, în scurte cuvinte, iertare, înseamnă a lua asupra ta. El a luat asupra noastră, fără de legile lui. Asta înseamnă le-a iertat. Le-a luat asupra lui. Când ai de plătit o amendă și o plătește altcineva în locul tău, omul acela te-a iertat pe tine, dar a luat asupra lui și a plătit el. Cel care a plătit 10.000 de talanți nu a zis te iert pleacă acasă, ci a luat asupra lui lucrul acesta. A plătit el în locul celui care trebuia să plătească. Bine, vom întreba acum, da, omul mai are vreo răspundere totuși, dacă e vorba că iertare înseamnă să ia altcineva asupra lui, fără de el a luat asupra lui, fără de legile noastre tuturor. Mai avem vreo parte? Absolut. De ce trebuie să plătească David patru miei pentru un miel? David trebuie să înțeleagă două lucruri, bunătatea lui Dumnezeu și uh, chemarea la pocăință prin bunătatea lui Dumnezeu. Acesta este rostul, nu e plata păcatului. Plata păcatului este moartea. Este ceea care a căzut peste Mântuitorul nostru la cruce, pe care el a luat-o asupra lui în locul tău și în locul meu. Aceasta e plata păcatului, nu, Doamne, iartă-mă și mai iartă și am plecat. Noi putem să vorbim despre înțelegerea noastră, cum spunea în Ieremia, te, ai păcătuit în vale, după aceea te la gură și zici, nu s-a întâmplat nimic. Unde ai fost, l-întreabă Elisei pe, pe Gehazi, unde ai fost? Am nicăieri. Păi, de la acest cuvânt până la implicațiile, uh, vorbeam cu studenții de o zi, uh, odată un lucru făcut nu mai poate fi nefăcut. Nu are cum să mai fie nefăcut. Odată un om născut nu mai poate fi nenăscut. Deci trebuie înțeles lucrul acesta. În al doilea rând. Tot ce facem noi nu este temporar și trecător, este permanent, absolut permanent. O vorbă reaspusă influențează istoria lumii. Dacă vom calcula ce ar însemna aceasta în mii de ani, vom rămâne uluiți. Cuvintele lor, ucenicii l-au furat pe când dormeam noi, a fost spuse acolo, bine că ați scăpat cu viață, gata, scuturați, vă plecați la neveste acasă. Nu mii de ani de istorie continuă să prăbușească milioane și milioane de oameni. Are un efect nemai, nemai auzit. Orice fel de, de păcate genul ăsta. Partea aceasta arată clar că omul nu ar putea niciodată să i păcatul lui. Niciodată, nu. Biblia spune că ispășirea lor este în cartea lui Iov, este atât de scumpă că nu se va face niciodată. Nu se poate face așa ceva și capitolul 6, capitolul 10 din Epistola către Evrei, capitolul 12 din Matei, acolo unde vorbim noi de uh, păcatul împotriva Duhului Sfânt, arată efectul permanent, definitiv, total al păcatului. Pe acesta îl ia asupra lui cel care este ale cărui zile se suie în zilele veșniciei. N-ar putea să ia un om, n-ar putea să ia un înger așa ceva, pentru că are un început un înger. Un om are un început. Numai cineva care este nesfârșit, cel veșnic poate să ia asupra lui un astfel de păcat și așa se iartă păcatul. Al cui păcat se iartă? Al aceluia care l-a încredințat lui Dumnezeu. Păcatul nu este pus sub covor sau așa mai departe. Nu. Păcatul rămâne pentru totdeauna o amenințare cu moartea. Plata păcatului, nu plata lui Dumnezeu, nu Dumnezeu te omoară, ci plata păcatului. Aceea este moartea. De acolo vine ea. Lucrul acesta are menirea să ne trezească pe noi la importanța și la gravitatea faptelor vieții noastre, la responsabilitatea pe care o avem. Tot ce facem va cădea asupra Lui. Chiar în ziua pocăinței noastre, păcatul acesta nu dispare, ci este, este luat asupra Lui. De aceea poate să ierte, că oamenii s-au mirat, cum poate să ierte cineva păcatul, afară de Dumnezeu, zise. Păi asta se întâmpla, exact acest lucru se întâmpla acolo. Acum, iubiții mei, aș dori să uh, urmărim două aspecte, uh, de unul cu casa lui Eli, în care Dumnezeu i-a promis așa, uh, spusesem, tu și casa ta, 1 Samuel 2.30, tu și casa ta, tatălui tău, au să umble totdeauna înaintea mea, nemai pomenit. Și acum, după ce fiul lui Eli, secul se cu femei la templu, aveau ei așa, acum, același Dumnezeu spune, acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Cum, Doamne, nu mai de gând să faci, nu? De ce s-au schimbat termenii? când a spus Dumnezeu cuvântul acesta, l-a spus asupra credincioșiei cu care ai slujit tu și casa ta. Când tu te-ai întors din drumul acesta, tu ai tăiat și ai distrus făgăduința lui Dumnezeu. Fariseii, spune Scriptura, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând botezul. Nu Dumnezeu și-a luat cuvântul înapoi. Ei au zădărnicit planul lui cu noi, cu ei, refuzând cuvântul. Magii, vor să se întoarcă la Irod, să-i spună unde e pruncul, să vină și el chipurile să se închine cu sabia sau să se închine la prunc. Atunci bunul Dumnezeu spune, nu vă întoarceți să vă... Să... Doamne, dar ne-am dat cuvântul... Ce face? Și Domnul spune, zice, v-a dat cuvântul pe baza unor date false. Irod de gând să se închine și să omoare pruncul. Luați-o pe un alt drum. Și scriptura spune, Matei 2.12, s-au întors pe un alt drum. După care, Tatăl se arată în vis Dumnezeu lui Iosif și spune, ia pruncul și fugi în Egipt. Fugi! Fugi în Egipt. Dar de ce în picioarele picioarelor care vine? Cine ești tu să-i sucești căile lui Dumnezeu? Ți-a spus, fugi! Bucură-te lucrul acesta. Câți oameni au murit în, în timpul războiului și lagărilor de concentrare bazați pe o concepție greșită cu privire la Dumnezeu? Ți-a spus, fugi, fugi. Atunci de ce? El știe despre ce este vorba. Pentru că el totdeauna rostește adevărul în înțelepciune. El spune adevărul cui trebuie, cât trebuie, când trebuie, cum trebuie. Așa rostește Dumnezeu adevărul și astfel adevărul lui aduce roade sfinte și binecuvântate. Iubiții mei, este doar o incursiune scurtă în cartea lui Iona, tot bazat pe rugăciunile voastre, sper că într-o zi voi putea să dau curs unui dialog cu prorocul pe baza cărții și a cuvântului lui Dumnezeu, ca de acolo să putem înțelege câteva lucruri cu privire la Dumnezeu. Acesta este obiectivul vieții noastre. Îndată ce Dumnezeu luminează mintea și sufletul nostru, în acel moment, Dumnezeu face din Ființa noastră un templu al Duhului Său. Îndată ce lumina este primită, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Problema, deci, cu care aș dori să închei, este redusă la următoarele cuvinte. Iona nu putea să armonizeze cuvântul lui Dumnezeu, care este de neschimbat, neschimbător, nu e schimbare, nici umbră de mutare, nu putea să armonizeze cuvântului lui 40 de zile și Ninive nu va mai fi cu iertarea cetății Ninive și pocăința lui Dumnezeu, despre care Calvin spune, nu era pocăința lui Dumnezeu, ci era o exprimare pe limba celor care se pocăiesc, adică a noastră bunătatea Lui Dumnezeu să întoarcă și inimile noastre spre El și să ne ajute să-L cunoaștem. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Aceasta nu este rugăciunea, Doamne, prin scripturi, prin natură, prin rugăciune, prin înțelegere, prin descoperirea Duhului Sfânt. Ajută-ne să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis Tu, în numele Căruia Te-am rugat. Amin.